40 de pacienți așteaptă asistentele de la Angelus Taraclia ca nimic în lume. Sunt îngerii lor păzitori, care le alină durerile provocate de cancer. Femeile merg de la un pacient la altul pentru a le duce medicamente și săculețe igienice, atât de necesare celor ce au suferit intervenții chirurgicale. Мы получаем эти стомы с хосписа Angelus Moldova. Когда они приезжают уже после операции, мы ходим к ним домой, обучаем, как пользоваться этой стомой, как правильно обрабатывать края кожи. Numai că drumul spre ei este anevoios, mai ales când vremea e capricioasă, iar străzile impracticabile. Просить кого-то, чтобы подвезли знакомые, родственники больных. Как-то на попутном транспорте. В селе есть где не проехать, мы там ходим пешком, потому что это да, здесь есть где ходить, а в селах практически дорог нету. И вот так поднимаем брюки кверху. După ce a vizionat aseară reportajul difuzat în cadrul emisiunii Sinteza Săptămânii, un producător de bere din Chișinău a decis să le ușureze misiunea nobilă. De ziua combaterii cancerului, care este marcată astăzi în toată lumea, Angelus Taraclia a primit o mașină în dotare. And we decided to donate the car to her so she can commute easier from patient to patient, and therefore we play a role in this meaningful day. Automobilul pe care și l-au dorit atât de mult le va permite să meargă la mai mulți pacienți și să-i viziteze pe bolnavii de cancer mult mai des. Мы часто будем ездить именно по селам, потому что большинство пациентов наших в селах, проехать к ним было практически невозможно. În 2011 în țară erau înregistrați oficial 8080 de bolnavi, majoritatea cu cancer colorectal, glandei mamare, cancer pulmonar și al pielii. Timp de 3 ani, Angelus Taraclia a reușit să aline suferința peste 300 de bolnavi. În țară însă sunt foarte puține organizații care oferă îngrijiri paliative la domiciliu pentru astfel de pacienți. Și toate activează grație donațiilor și proiectelor pe care le obțin de la organizațiile internaționale.